Trofeul festivalului Dor de Cânt Românesc de la Cumpăna a fost obținut de Cristina Daniela Tudor din comuna Ciugud, județul Alba. Felicitări! Mulțumesc mult! Vreau să mulțumesc pe această cale jurului, doamna profesoară, în primul rând. Vreau să-i mulțumesc pentru sprijinul acordat și că o iubesc și o pup din toată inima și mulțumesc pentru învățăturile care mi le-a dedicat și mulțumesc tuturor, publicului, doamnei primar și organizatorilor și mai ales domnului maestru Cristian Stase. Ai spus despre aceste învățături pe care le-ai primit. Care sunt învățăturile? Învățăturile sunt următoarele: cum trebuie să mă comport pe scenă, cum trebuie să interpretez cu grijă un cântec popular sau o doină, cum trebuie să port un costum popular și, în primul rând, trebuie să transmiți ce cânt. Este ca o poveste. Spune-ne povestea costumului tău, pentru că provii din zona Alba, o zonă încărcată de istorie. Da, este un costum pe care străbunica mea l-a purtat. El este confecționat din ie, din cheptar, din șurța din față, din poale, din brâu și din ghete cu turiac. Și pot să spun că mi-este foarte drag să port acest costum, deoarece l-a purtat din moș-strămoș, străbunica mea, bunica mea, mama mea și acum eu, și sunt foarte mândră că duc tradiția mai departe. Și pentru că duci tradiția mai departe, care este mesajul pe care vrei să le transmiți tinerilor de vârsta ta în privința minunatei muzici populare românești? Să aibă grijă cum să interpreteze o melodie, în primul rând, să meargă cu fruntea în sus, chiar dacă a participat la un concurs și nu au luat un premiu, sau în continuare dacă au luat un premiu, și să aibă grijă să asculte învățăturile profesorilor și să cânte foarte bine și, bineînțeles, să transmită ceea ce cântă. Felicitări! Mulțumesc mult!